Domnul Rogozin știa despre atitudinea autorităților Republicii Moldova legate de acest eveniment. Deplasarea lui spre Chișinău nu a fost altceva decât o provocare. El știa că nu îi se va permite atât zborul de survol deasupra României pentru a ajunge în Republica Moldova, fiindcă noi pentru prima dată și știe că este pe lista sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană legate de faptele conectate la Crimeea, dar totodată știa și a primit informații oficiale pe căile diplomatice că noi suntem împotriva evenimentului. De aceea, faptul că el a urcat pe un avion de cursă și a pus el astfel în pericol viața celor care se aflau la bordul acelei aeronave, pasagerilor și inclusiv a copiilor, îi aparține lui. El a încercat să facă altceva, nu altceva decât o provocare. Și în zilele următoare a provocat în continuare și s-a dat în tot felul de spectacole pe care noi nu le mai tolerăm și nu acceptăm ca Republica Moldova și cetățenii ei să fie ofensați. În interviul pe care l-a acordat acest individ sâmbătă, dar și astăzi, din câte am văzut, un alt interviu a apărut, el a numit pe cei care au luptat în Transnistria fasciști din partea Republicii Moldova. El a numit negocierile cu guvernul Republicii Moldova țiganeală și multe alte expresii pe care noi nu le tolerăm.